Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dar apropo de poliție și de interacțiunea cetățenilor cu poliția, vreau să vă invităm acum, prieteni, la o conversație, pornind de la două situații foarte diferite cu polițiști pe teren. Și o să vă difuzăm niște înregistrări și o să vă rugăm să le ascultați și o să vă întrebăm dacă ați mai avut interacțiuni cu polițiști în ultima vreme și dacă ați observat vreo schimbare, în bine sau în rău. Nu știu, că, na, până la urmă, cumva tot interacționăm cu poliția mai devreme sau mai târziu. Deci, mai întâi, un incident în București, unde un șofer a refuzat să prezinte acte polițiștilor după ce lovise ușor altă mașină, înțeleg? Mă rog, omul chiar super obraznic ajunge să și amenințe la un moment dat polițistul, îi spune textual: bă, dacă mă dau jos la tine, te nenorocesc. Mi se pare, adică nu poți să-i spui asta nimănui. Dar minte unui om în uniformă, care are cu el baston, pistol, ce mai are el, și plus că este și infracțiune, ultraj polițist. Da, cum să-i spui, te nenorocesc, dar îi zice asta. Și oarecum surprinzător, având în vedere, știți, toate incidentele astea în care diversi polițiști timizi s-au lăsat umiliți de infractori obraznici, de data asta echipajul reacționează ca la carte. Adică sunt cerute întăriri prin stație, să mai vină un echipaj că avem aici o problemă, apoi unul dintre polițiști sparge geamul mașinii, scoate tonfa aia sau bastonul ce are el și sparge cu o lovitură foarte precisă, scandalagiu e scos afară și încătușat, așa cum trebuie. Și felicitări echipajului că nu s-a lăsat intimidat. Tot incidentul este înregistrat de camera de corp a polițistului, pentru că, da, acum agenții au astfel de camere prinse pe piept. Nu știu dacă toți, dar au început să aibă camere de asta, bodycam, cum se spune, camere de corp, și îi documentează tot. Și o să difuzăm înregistrarea imediat. Și chiar dacă evident e doar audio la radio, e foarte simplu să înțelegi ce se întâmplă acolo, ascultând dialogul. Deci rețineți, șoferul e în mașină, refuză să coboare, amenință polițistul și închide geamul și dă să plece. Moment în care polițistul sparge geamul și scoate afară și vă rog să fiți atenți cum se desfășoară întregul incident. Refuzați să vă legitimați? Agent Glauber, Andrei, asistia 20, poliție. A avut locul accidentului. Nu contează, sunt la ordine publică, aveți obligație să vă citați, să faceți unui polițist în primul rând. Nu, dați că aveți alta, ne luateți cu mașina. Permis, buletin, sau și asigurare. Poftiți? Vă doriți? Foarte rău. Dă-mi amendă, hai că am prea. Nu aveți treaba, acum avem noi treaba cu dumneavoastră. Nu aveți nicio treabă cu mine. Arătați dumneavoastră. Nu aveți nicio treabă cu mine, că n-ați fost la locul. Nu contează, ați fugit de locul faptei. N-ați fugit la niciun loc. Doamne, nu mai țipați la mine. Nu mai țipați la mine, are mașina ei. Hai să cobor, dacă cobor te nenorocesc. Ce faceți? Hai coborâți, hai coborâți. Coborâți mașina. Am urat după mașina mea. De la ora 22, de la regie, mai veniți un echipaj două față la domnul. O problemă cu domnul recalcitrant. Refuză să legitimeze, nu coboară din mașină. Așa, două ori mi-a lovit locul. Lăsați mașina aici. Lăsați mașina aici. Am zis. Lăsați mașina pe loc. Oprim motorul. În față la ușă. Ne-a băgat mâna în geam. Rămâneți aici, că-i dați mașina mea. Rămâneți pe loc. Rămâneți pe loc, v-am zis. Constructorul Andrei, da? Da. Rămâneți pe loc, v-am zis. Cobor de mașină. Bun, asta este primul incident. Înregistrarea audio este de pe cameră, deci sunt și imagini, firește, circulă pe net, de pe camera de corp a polițistului. Ați auzit ce s-a întâmplat? Șoferul n-a vrut, e să te nenorocesc, a vrut să plece și polițistul a reacționat foarte corect. A chemat întăriri, a spart geamul, l-a scos afară, l-a încătușat. Deci, domne, felicitări ca la carte, așa cum trebuie. Acum a doua înregistrare, făcută de data asta de pilotul de raliu și instructorul auto Alex Filip, știți, a mai intrat în direct cu noi, are acest obicei, umblă prin trafic și mai surprinde lucruri, filmează și na. Și dânsul, adică Alex Filip, a găsit un polițist de la rutieră dormind dus în mașina de patrulă, undeva după misiune. Da, sub un pod din București. Deci au tras la umbră cu mașinuța de poliție și pac, ron.
Și, mă rog, Alex Filip oprește mașina lângă cea de poliție, claxonează, deschide geamul, se străduiește să-i atragă atenția somnorosului, care, mă rog, trezit în cele din urmă de colega lui, care stătea pe telefon, deci el era la volan, polițistul și dormea lemn, cu limba pe piept, colega era pe telefon, nu știu ce treabă avea dânsa acolo, mă rog, se dezmeticește cam greu, după care spune Sanghi că e în așteptarea unei misiuni. Și iată și această înregistrare. Doamne, doamna e pe telefon. Nu se aude, nu nimic. Așa se aude. Ia. E somnicul bun? E deschide geamul. Somnicul e bun? Ăla e cum, ce? Somnicul, somnicul. Somnul e bun? Înțelegi. Somnul, cum ai că ce somn? Ce somn? Păi de ce stați aici? La ceva? Păi doamna, ai pe telefon, tu dormi. Așteptăm. Ce? Avem o misiune. O misiune în somn, nu? Da, ne scuzați. Era clipoc, clipoc. Așteptăm o misiune. Bă, da. Dar nu se face unul, trezește un mod în somn. Da, exact. Serios. Bun, așadar și acum vine e rolul vostru, dragi ascultători. Acestea sunt cele două incidente care sunt diametral opuse. Într-un loc polițiștii intervin ferm, în celălalt dorm în post. Și acum întrebarea pentru voi. Ați mai avut interacțiuni cu polițiștii în ultima vreme? Ați observat vreo schimbare? Se îmbunătățește serviciul polițistului, slujba cetățeanului, la fel? Se înrăutățește? Ce credeți că se întâmplă în poliția română? 0372069599, numărul nostru de telefon, și mesaje audio, dacă vreți, dacă nu aveți timp să stați la telefon în așteptare, pe WhatsApp, mesaje audio 0728-3D1-3D2. Să vorbim despre prietenii noștri, poliția în control. Aparent toată lumea interacționează cu polițiștii și vrea să spună câte ceva. Avem foarte multe telefoane și un val de mesaje. Luca încă ascultă. Bun, hai să vedem ce putem să difuzăm. Hai să începem cu Bogdan. Bună dimineața! Salut, Bogdan! Deci, cu polițiștii, mai bine, mai rău, ce zici? Se schimbă lucrurile? Eu zic că se schimbă lucrurile, tot respectul pentru ei. Da? Ce te, în orice societate există, să zic așa, persoane mai puțin bune sau profesioniste și nu trebuie să generalizăm. Uh-huh. Eu am avut doar experiențe pozitive, ultimul când mi-a luat permisul și chiar nu mi-a părut rău. La cât de frumos o vorbit și chestii, și lor le-a părut rău, și mie mi-a părut rău. L-ai dat cu drag, nu? Ce bun. Cu drag, la cât de frumos o vorbit doamna polițist cu mine, nu aveam cum să... V-ați mai văzut și după? Cum să... Nu. Ce bun e cum asta! Cum să refuz. Felicitări că mi-ați luat permisul, mă simt onorat. Mulțumim, bravo, foarte tare. Dar într-adevăr, nu trebuie să te umilească. Ți-a luat permisul, ți explică ce e greșit, te face să înțelegi, îl dai cu drag. Da, și îl mai și lași acolo. Cât ți-l-a luat 3 luni, te duci după 4. Bună e asta. Ștefan, bună dimineața. Salut, Ștefan. Bună dimineața. Eu aș vrea să vă prezint și eu două întâmplări pe care le-am avut, una pozitivă și una negativă cu agenți de poliție. Te rog frumos, Foarte pe scurt, odată un agent de poliție a vrut să-mi ia permis într-un mod abuziv și în momentul când i-am arătat că am cameră de bord, a renunțat la manevră, mi-a trecut totuși datele pe agenda lui, care iarăși am considerat un abuz, nefiind fiind date cu caracter personal. Și, mă rog, efectiv, un abuz a fost. Alt exemplu, când mergeam în afara localității, un aparat radar m-a prins cu vreo 70 și ceva de kilometri la oră. Mi-am dat seama, m-am asumat, i-am spus agentului, domnule, am greșit, asta este, dacă vreți totuși să-mi dați doar avertisment. Ceea ce s-a și întâmplat, adică există și exemple bune care, în momentul în care ți-asumi fapta și vorbești frumos, poate să-ți dea doar avertisment, ci există și am avut mai multe exemple în care, efectiv, prin abuz, au vrut să-mi ia permisul de conducere. Au renunțat văzând camera de bord. Am înțeles. Da, interesant. Asta aia cu radarul, nu știu când s-a întâmplat. Presupun că mai de mult, pentru că acum radarele, din câte știu, și filmează și imaginele se duc direct în server. Și dacă depășești viteza, asta este, nu te mai iartă nimeni. Mulțumim, Ștefan. Marius, bună dimineața. Salut, Marius. Bună dimineața. Experiența ta. Din fericire am avut asemănător experiență cu radarul. Am depășit cu 12 km, am fost oprit, mi s-a explicat foarte clar. Și de asemenea am fost iertat și mi s-a spus, asta este legea, aici ai greșit. Da. De asemenea am recunoscut fapta și m-a iertat. Au fost și situații mai puțin plăcute, însă altceva vreau să spun. Da. Lucrurile consider că se schimbă în bine. Uh-huh. Vin tineri foarte bine pregătiți din urmă,
Am experiență și cunosc oameni care au ieșit din sistem. Nu mă refer strict la poliția rutieră, ci și la cea care face ordine publică pe străzi. Da. Din nefericire, nu mai au atât de multă putere. Înainte, și sunt sigur că știți și dumneavoastră și mulți ascultători, exista un sectorist în cartier, un singur polițist care avea atât de mult control asupra cetățenilor din acel cartier, încât totul era liniștit. În momentul în care se întâmpla un jaf, o diferită faptă, acel sectorist știa, avea o listă de suspecți, mergea și imediat era identificat. N-aș idealiza vremurile când sectoristul controla populația dintr-un cartier, că atunci mult din controlul respectiv venea din abuz, să știți. Și din interpretarea legii în favoarea autorității, chiar dacă asta abuza cetățeanul. Mulțumesc foarte mult, am reținut ce a spus, am reținut că sunteți de părere că lucrurile se schimbă în bine. Avem și mesaje. Da. Bună dimineața, părerea mea e că e din ce în ce mai rău. Okay. Chiar a doua zi de Paște am fost victima unui furt, dacă nu se poate cadra și la tâlhărie. Am mers să depun o plângere la o secție de poliție, iar doamna de acolo, ofițerul de serviciu, ce credeți? Nu mi-a înregistrat cererea. Am fost după o săptămână, nu eram trecut nici măcar în tabelele alea la ei acolo. George, bună dimineața! Un număr de înregistrare pe solicitarea respectivă, când depui o cerere, toată lumea știe să verifice dacă a primit un număr de înregistrare. Da? Dacă într-adevăr s-a întâmplat așa, da, e urâtă. Și dacă îți dau un număr de înregistrare și pe urmă tu te duci și numărul ăla nu apare, că nu apare niciun catastif, ce faci? Nu știu cum s-a întâmplat sau ce s-a întâmplat, dar numărul de înregistrare îl trece și când îți dă numărul de înregistrare, îl trece și în catastiful lor. Așa se întâmplă. În locul în care am oprit microbuzul să las pâine, după câteva zile în același loc era oprit un echipaj de poliție pe oprirea interzisă și la același magazin la care eu am dus pâine, ei stăteau bine mersi și savurau cafeaua de dimineață. Eu am fost amendat, ei și-au băut cafeaua. Asta e. Da, Luca. Da, Luca, ce? Îmi făceai un semn. Da, să-mi dai și următorul mesaj. Și următorul mesaj. Bună dimineața, Florin din Iași. Am avut experiențe pozitive, dar și negative, și bineînțeles cele negative rămân. Din această cauză vă spun una dintre ele. Când am făcut o plângere penală împotriva unei persoane, iar polițistul care instrumenta cazul a stat 2 ore să mă convingă că nu este bine să continui cercetările, pentru că s-ar putea și eu să am o parte de vină. Aha. Și în această cauză am renunțat la acea plângere. Da, măcar ai scăpat asta de timpul pierdut printre era pe, am pățit și eu acum vreo 10 ani cu da. Furat de oglinzi la mașină, știi, și m-am dus și mi-a spus, dar care-i rostul să faci plângere? Adică, știi cât de greu, e aproape imposibil să-i prindem. Din punctul ăsta de vedere, eu n-am spus niciodată mesajul pe care l-am găsit într-o mașină de teste pe care o luasem. Vi s-au furat oglinzile, scria pe bilețel, veniți la secția 10 poliție. Băi, și polițiștii prinseseră hoțul, uh-huh, și au refăcut atunci traseul cu hoțul de oglinzi, care avea o geantă mare plină cu oglinzi furate. Și au lăsat bilețele în toate mașinile de unde furase. Nu mai e categoric. Dar cel mai mișto a fost când m-am dus la secția de poliție, m-am vorbit cu polițistul respectiv și mi-a arătat o masă. Zice, care stale dumneavoastră? Și eram, știți, nu e mașina mea, adică nu pot să-mi dau seama. Da, vă mulțumim. Din păcate nu mai avem timp. Multe telefoane, cred că e o temă bună. Uite, o să vorbim cu Cătălin Striblea, poate face o emisiune întreagă cu asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.